Prima măsură pe care o luăm când copilul are polipii și amigdalele inflamate este să schimbăm alimentația cel puțin temporar. Când le spun părinților să scoată lactatele măcar 2 săptămâni ca să-i treacă mai repede mucii, ca să îi treacă durerea de amigdale, ca să îi se desfunde nasul, ca să nu-l mai doară urechea, să nu mai dea niciun fel de lactate, în afară că se sperie, mamă, că rămâne copilul fără calciu, îți dai seama, 2 săptămâni, ca și când pătrunjelul n-are calciu, sucul de portocale n-are calciu, cerealele nu au calciu, nu, numai laptele are calciu. De ce? Pentru că noi suntem ignoranți și nu vrem să citim. Citiți! Nu trebuie să creșteți copii vegani. Dar vă rog, nu mai creșteți copii care mănâncă de toate din motive de frică a părinților, a bunicilor sau a medicilor, fie ei și pediatrii, care nu au studiat nutriție. Are copilul în perioada asta polipii și amigdalele inflamate? Scoateți lactatele, cel puțin până depășiți momentul. Bineînțeles că dacă o să le introduceți, s-ar putea să reapară. Dar nu sunt lactatele singura cauză, o să vedem. Numai că s-ar putea ca ele să fie picătura care umple paharul și în același timp să fie cel mai ușor de scos, decât dacă v-aș spune că una dintre cauzele emoționale pentru care se inflamează polipii copiilor sunt fricțiunile între părinți, certurile între părinți. Nu trebuie să fie neapărat cu cuțite și cu scaune care zboară în aer și cu pumni. Nu, este suficient să fie toată ziua râcă între ei. Asta inflamează polipii copiilor, asta inflamează mucoasele copiilor, pentru că ei nu mai pot inhala acea atmosferă. 5 minute de ceartă, spune și domnul profesor dr. Constantin Dulcan, 5 minute de ceartă au nevoie, deci forțează atât de tare glandele suprarenale, încât ele au nevoie cam de 6-7 ore să-și revină la nivelul de dinainte. E, gândiți-vă acum la ce sunt expuși și copiii.